Hello, hello, dragii mei, și bun găsit! E vineri, e 11 fix, sunteți pe Metropola TV, așadar sunt sigură că sunteți pregătiți pentru că urmează Frății Află Tot. Am citit eu presa pentru voi, am fost atentă la tot ce s-a întâmplat pe rețelele de socializare și așa cum v-am obișnuit, v-am pregătit retrospectiva celor mai importante știri mondene ale săptămânii. Și s-a întors de la bronzaj și Robertelul meu, Robert Popescu, e din nou alături de noi și superba noastră Ileana Voicu Ghinea. Mulțumesc! Hello, hello, dragii mei! Hello, hello! Hello, dragii mei! Mă, deci cum e ea, mă, că zice hello, hello, dragii mei? Mă, cum e, mă, ea? Cum e? Ar trebui să mergem la OSIM, să înregistrăm asta cu hello, hello, dragii mei? Normal! Ai văzut? Da, vreau să știu de ce, înainte de emisiune, ați râs de mine. Vreau să știu, să spune și telespectatorilor noștri. Dar de nu am râs de tine, am râs cu tine. Mult și noi râdem cu care tine este întotdeauna. Dar care este problema cu acest salut al meu? Este practic mai deci, ascultă-mă puțin. Tu, înainte de emisiune, ca un profesionist ce ești, da, ești extrem de, cum să zic, tu acest job pe care minunat pe care impecabil îl ai. Și mi se pare că ești așa foarte pătrunsă de situație și vrem să te destresăm, să scoatem răul din tine, practic, și începem să râdem și cu să tine, vină și tu. Patosul ăla puternic, să vină focul interior. Practic, noi vrem să de mine, vă zic eu. Practic, noi vrem să fie bine cu tine și despre să tine. Fii să fii tu bine cu tine, știi? Da. Noi încercăm să-ți umblăm la cerebel. Ăsta e felul nostru de a te duce la spa. Să te motivăm, hai, lăsați-mă cu vrăjeala asta, că oricum eu știu că ați râs de mine. Dar eu v-am pregătit, dragii mei, surpriza săptămânii și faptul că Adela Popescu a devenit mamă pentru a treia oară. Radu Vulcan, bineînțeles că i-a fost alături atât cât s-a putut și imediat după ce a născut pentru a treia oară, a și postat un story în care le-a spus fanilor că este bine. Fiți atenți! Salutare, dragii mei! Pă, pup! Am născut. Yay! Acum sunt bine, sunt în salon cu bebelușul lângă mine. Bine, s-a întâmplat mai de dimineață, dar nu am avut putere să fac nimic, nici poze, nici story, nici. A fost un travaliu greu, dar bebelușul e bine, eu sunt bine, slavă Domnului, și vă promit că mâine, când o să am mai multă forță, și o să fiu puțin mai detașată și o să gândesc mai limpede, o să vă dau așa mai multe detalii. Vă mulțumesc pentru toată susținerea din perioada asta. Dar trebuia neapărat să vă anunț. Mă pup! E bine, mă, e bine! Felicitări Adela Popescu, felicitări Radu Vulcan, felicitări Adela Popescu și mult noroc în viață. Și Radu Vulcan. Și Radu Vulcan, soacră. Tu imaginezi pe Adela Popescu, soacra cu trei nurori, cam poveste, băi, sunt așa de mișto. Măi, eu până să se însoare Radu Vulcan cu Adela Popescu, drept să spun, despre Radu Vulcan avem impresia că e așa un băiețel din ăla, el așa în brânza lui, dar nu foarte maturată brânza. Mamă, ce... Noi și l-am descoperit atât de mișto și o familie atât de frumoasă și cum gătește, cum îi gătește el. Ei, nu știu dacă te-ai uitat pe story, dar tot timpul face diverse și cum se ocupă el de copii. Cred că mi-e foame, dar am zis gătește și am înghițit în sec. Da. Dar de foarte mine nu zice nimeni nimic, frate. Ești minunat, Robert, ești Robert. De mine nu zice nimeni nimic cum fac lucrurile astea, chiar dacă n-am copii și n-am nevastă. Ai o nevastă care gătesc să pună pe story povestea asta? Nu te-ai calificat. Adică doar așa putem să discutăm așa și despre Robert Popescu? Da, da. Asta te validează. Deci eu trebuie să-mi găsesc o nevastă care să-mi facă story-uri din ce gătesc. O soție, cine vrea. A, să vie. Ok, n-am înțeles ce ați vrut să ziceți, dar eu vreau să-mi spună Robert ce părere are despre asta. Despre Radu? Despre Radu, pentru că noi îl cunoaștem destul de bine pe Radu. Da, Radu este prietenul nostru și prezentatorul emisiunii din care am făcut parte. Nu știu, Radu întotdeauna mi-a plăcut. L-am găsit în el un mentor. De fiecare dată când mă întâlneam cu el, era ceva ce eu puteam să învăț de la el. Nici nu trebuia să vorbească ceva cu mine, doar prin atitudinea lui mă învăța ceva. Și mi se pare, adică sigur, e un tată extraordinar. Da, nu l-am văzut cum e cu ai lui copii, dar știu cum e el ca om și... Ți-am zis, e un exemplu. E un exemplu, frate, doar el prin... găsit oamenii ăștia. Și Adela este o femeie extraordinară, că m-am întâlnit cu ei odată în mall și am stat un pic de vorbă. Mm. Și ce pot să zic? E o familie frumoasă, are trei băieți. Cine, frate, și un cățel. Adică e stamina puternică.
Bun, Viking. Hai să vedem ce a avut de spus și Radu Vulcan despre cum se simte el ca fiind a treia oară tată. Și avem așa, credeți că este ușor să fii trezit la 5-6 dimineața, să fie liber prin oraș, să ai emoții de fiecare dată când se pune roșu la semafor, să nu-mi răspundă Adela la mesaje, pentru că da, tocmai în ăștia, după un travaliu nu lung, dar extenuant și multe alte emoții la care nu se gândește nimeni. Pe scurt, iubire, vă ador. Da. Te-a topit. M-a topit. Mi s-a făcut pielea găinii. Te-a topit. Foarte frumos. Să fie mulți ca ei. Mulți? Să mai vedem și noi, să nu mai fim răi la TV-ul și să le zicem că să facă, că să dreagă, să le găsim nod în papură. Cum să găsești nod în papură oamenilor de genul ăsta? Bravo, mă, mie, forța familiei. Mi se dar pare? Cum să găsești așa o iubire frumoasă? Uite că se mai eu poate. Și eu nu și ce apreciez foarte tare la ei, faptul că destul de rar afișează și postează poze cu copii, adică inclusiv când am făcut acest off cu imagini cu ei, mi-a fost foarte greu să găsesc, iar 90% dintre imagini fața copiilor nu apare, ceea ce este mișto și, ca să zic așa, e și din trend unde toată lumea își afișează copii, ei sunt un exemplu de așa, da, altfel. Pentru că pe ei nu interesează, pe ei nu-i validează chestiile astea. Ei sunt foarte siguri pe ei, știu ce au de făcut, au, sunt două persoane super puternice din punct de vedere imagine și atunci doar nu ne-am folosit de Puradel să aducem și noi niște reclame pe niște Instagram-uri. Există o vorbă care zice nu ascund copilul de lume, ci ascund lumea, ascund lumea de copil. Mamă, cum a venit un capic de la Grecia. Mamă, de la Grecia. Tată, am stat numai cu... Pot să pun Socrate, mâna pe tine așa, ca să mai iau inspirație și înțelepciune ferească, Dumnezeu, auzi? S-a prit Grecia. Tzatziki, Saganaki. Omorfa sinelada, Idan Exerum, pe Instagram. Am spus că a fost frumos în Grecia, am văzut pe Instagram-ul lui. Dar fiți atenți. Ce caut eu? Burescu! Unde-i da! Vino de pe Salvezul! Băiatule, să te iei de unghiile mele, faci ce-i face, numai că nu mai pot cu ăștia, nu mai pot. Unde-i Burescu când ai nevoie de el? Fiți atenți, eu vă spun așa. Radu Vulcan, sigur, va fi și a patra oară tătic. Și vă spun de ce. Fiți atenți ce a avut de declarat Adela Popescu atunci când a anunțat că al treilea copil este tot băiețel. Și avem așa, este băiețel, tot băiețel. Cel mai amuzant este că este tot băiat. Reacția soțului a fost cea mai tare. Nu pot să cred, o să avem patru copii. Și ce, știi ce a vrut să zică? O să mai facem unul până iese fetiță. Păi, Radule, să nu faci echipă de fotbal! Fotbal, vorba lui Fima. Fotbal. Băieții joacă fotbal? Da, și fetele se dau cu ruși! La fece Cojasca? Auzi? Dar eu și ce mă gândesc, cum ar fi Robertelul nostru? Tată? Să facă tată de fetiță. Îl dar văd. Oricum asta îmi doresc. Măi, dar adică tu dacă o să faci numai băieți, o să faci băieți ca Radu o până faci găsesc, fată. Poate soția cu care voi fi atunci nu o să mai poată să mai facă. Vezi că eu pot să fac și gemeni. Tu poți să faci gemeni? N-a fost nicio propunere. Nu. Nimeni nimic. Burescu, vino și salvează-ne, tată, că nu mai... Ca asta mică a venit și pe, vorbește și limbi străine și vrea să facă și pe mine sau mă, ai roi și puțin? Da, așa. Cred, da, ia. Păi m-am gândit cum ar fi să am gemeni cu tine și... Zic că ai urcat pe scări, nu te lăsa așa ușor. Ochii tăi, buzele mele. Și mai ce? Și isteria mea. Și de la tine mai ce, ia. Mai vedem. Bun, mergem mai departe, dragii mei, și trecem la un alt cuplu care se pare că de o săptămână ține prima pagină a ziarelor. Vorbim despre Mario Fresh și Alexia Eram. Se pare că lucrurile între cei doi nu mai merg atât de bine, iar paparații au surprins în diferite ipostaze care îi lasă să se gândească la o despărțire. Citind, răsfoind presa, am găsit următoarele lucruri pe care le spun cei din presă. Și avem așa. Fiica Andrei Esca a fost plecată la mare fără Mario. Mai mult, anturajele celor doi s-ar fi schimbat petrecând timpul fiecare cu prietenii lor. Mario a fost băgat în ședință de prieteni de părinții săi la o terasă din capitală. După fețele celor doi, subiectul ar fi fost destul de sensibil, mai ales că artistul părea cu o față...
părea cu fața în pământ de supărare, iar mama lui încerca să-i dea sfaturi, probabil în legătură cu viața lui amoroasă. De asemenea, alte indicii conform cărora Alexia și Mario nu ar mai forma un cuplu ar fi că internauții au observat în ultimele săptămâni că cei doi petrec în cluburi diferite, cu anturaje diferite și motiv să nu se vadă nu ar avea, dat fiind faptul că amândoi locuiesc în București, iar Alexia nu a mai plecat în afară, fiind acum în vacanța de vară aici. Dar nu auzeam despre o despărțire a celor doi și acum câteva luni? Adică e o poveste care se tot bâlbâie acolo. E o perioadă. Acolo. E o poveste care se tot bâlbâie acolo. E o relație purceasă de vreme și de multe ori se întâmplă ca ea să funcționeze doar pentru că își dorește lumea să funcționeze. Mie îmi pare rău că ei frumoși sunt împreună. Dar știi cum e? Una e să te uiți la un film și alta e să treci în realitate, știi? Cred că în cazul lor ei au ajuns în situația în care nu mai știu dacă sunt împreună pentru că se iubesc sau sunt împreună pentru că dă bine, pentru că zice lumea, că știi ce zic? Mă gândesc. Știi cum ne uitam noi pe vremuri la filmele alea pentru adolescenți? Și nu voiai să-i vezi despărțiți. Exact, știi? Da, și nu puteai să realizezi că ei, de fapt, au viețile lor separat, știi? Chiar că așa e și aici, păcat. Eu mă uitam la filmele indiene și... Și ai dansat mult? Și deci, părerea mea despre acest cuplu este că sunt foarte mici. Da. Este o iubire adolescentină sau ce a fost. Exact. Și fiecare trebuie să-și o ia pe drumul lui pentru că ei mai au de experimentat. Da, sars. Exact ca Nicole Cherry și în fine, nu vreau să deschid subiectul, dar sunt mici și vor realiza la un moment dat că nu și-au trăit viața cum ar fi trebuit. E iubirea adolescentină care se rupe la un moment dat pentru că vrei una mai matură. Sau nu, tocmai. Depinde de caz. Dar cu atât mai mult la ei, cumva, pentru că ea a fost coaptă prea repede, consumată prea repede, arsă prea repede, probabil. Păcat! Și pe lângă asta este vorba de faimă. Când ești în lumina reflectoarelor, ai o alt fel de viziune asupra lucrurilor. Și oarecum, bărbat fiind, tinzi să te uiți în curtea vecinului, că asta este. Da, de ce? Pentru că așa sunt bărbații, nu ai ce să faci. Indiferent cât de frumoasă, bună, bogată, orice ai fi. Orice ar fi, asta se întâmplă. N-ai cum să schimbi anumite lucruri. Poate să fii tu ca și bărbat și ca și caracter foarte tare, dar nu îl văd pe Mario fiind foarte tare când îți vine o tipă focoasă care arată poate mai bine ca Alexia și zice, băi, îmi place mult de tine, vreau să ne petrecem noaptea asta împreună. Și el să zică, nu, iartă-mă, am o iubită acasă pe care o iubesc foarte mult de la 14 ani. Prima mea iubită, fii atent. Eu, din ce am observat, Alexia are o parte din temperamentul, din caracterul mamei sale, unul foarte puternic. Poate să fie și ăsta un motiv? N-are absolut nicio legătură. Nu cred. Nu, pentru că eu n-am văzut-o în relația cu el, mă rog, din ce am văzut pe Instagram și pe YouTube și așa mai departe, că nu-i cunosc personal pe băieți și pe fete, nu mi s-a părut că în relația lor ea ar fi fost... Așa îi văd eu ca genul ăla de parteneri care sunt cumva egali în relație. Nu e unul care să-l calce pe picior pe celălalt în biserică când s-o lua în fața lui Doamne, Doamne. Știi ce zic? Este... Wow, ți-a plăcut. Sunt așa, sunt eu perspicacă, ce să fac? Și bătrână. Dar nu cred că aici a fost. Eu cred că s-a ars relația, așa cum zicea și colegul nostru Robert, foarte inspirat, corespondentul de la fața locului, că s-a ars de vreme și că s-au luat-o de mici și... Da, s-au ars de vreme, asta zic și eu. Bun, s-a ars hai relația să... Măi, pune-te la mine. Despre asta e vorba. Au ars relația de vreme, corect, că ne uităm la televizor la ora 11:20. Terminați-vă că ne umoară. Hai să vedem ce a declarat cine? Mario Fresh în urma acestor speculații care s-au tot scris prin presă. Și avem așa: suntem exact cum vedeți voi la televizor. Nu ne ascundem cu absolut nimic.
comunicăm. Îmi aduc aminte când nu comunicam și ieșea și mai prost. Mare scandal. Se întâmplă la un moment dat să uiți să comunici anumite lucruri. Am foarte mare încredere în ea, chiar dacă merge în cea mai plină sală de băieți. Invers, e cam la fel. Mă mai întreabă când vede că se uită cineva mai mult la mine. Nu prea e gelozie în relația noastră, nu prea există tensiuni. Ți-am povestit SARS tot, adică nu mai e de niciunele. Da, mă, puțin, fiți atenți, eu mi-aduc aminte perfect că ei au fost la Măruță acum ceva timp și asta mică tot spunea, sunt super geloasă de ce se uită aia la tine. Adică... Eu tot cum poate să vorbească, tu ai auzit-o și pe ciprească de aia și pe eramească, dar asta, asta e, bă, cred că nici încă la Hollywood. E dată în Doamne, Doamne iartă-mă, de ți-a povestit. Deci da, să revenim la ale noastre. Ai făcut și tu exercițiile alea de gușuliță? De gușuliță? Ai văzut și clipul pe YouTube? Da, îl știu de ani de zile. Că el e bătrân. Păi și eu mi-am făcut, că aveam gușa mai mare. Și, și așa de bine ți-a făcut că ți-ai lăsat barbă. Mi-am lăsat barbă, să o ascund. Acum păi nu, că am vânătăi și acum, dar acum câțiva ani, când am început tratamentul. Și tu sensibil, ce să fac? Am început tratamentul. Am cu palme la gușuliță. Ferească Dumnezeu. Deci, nu v-ați luat medicamentele dimineață? Niciodată. Am înțeles. Mie nu mi-au dat, că mi-au zis că dacă iau, dacă mai iau și medicamente, mai sunt și așa. Nu s-au inventat. Nu s-a născut doctorul care să te facă bine. Nu există doctor pentru mine. Nici medicament. Nu, nici spital, nu există, nu. E ok. Să revenim la Alexia. Eram în casa mică, ne dă afară. Bun, hai să vedem. Deci nu sunt despărțiți, da? Nu-i așa zic. Mă, eu zic că nu. Nici mult nu mai au. Și nu există gelozie între ei. Nu, și comunicarea e bună. Fiți atenți, da. Ca să închidă gurile rele, Mario Fresh tocmai a lansat un clip, clip unde Alexia este protagonistă. Și haideți să vedem ce relație au avut cei doi în videoclip. Bine, de tot sper să meargă și relația lor în continuare, dar noi mergem mai departe, dragii mei, și vreau să vorbim despre Daniela Gheorfi. Dintotdeauna a arătat impecabil și fizic și psihic din toate punctele de vedere, iar la cei 52 de ani ai săi arată impecabil. De ce? Fiți atenți ce le-a declarat colegilor noștri de la Ciao. Nu țin dietă, nu țin nimic, mi-e rușine să spun lucrul ăsta. Într-adevăr, am făcut niște injecții, infiltrații PRP cu plasmă. În rest, mănânc cât se poate de sănătos și nu fac excese. Prefer salatele, beau multă apă, nu mănânc dulce și sper să reușesc să fac și sport. Așa cum mi-am propus. Spre rușinea mea, am 49 de kilograme spre 50, dar eu zic că trebuie să mai slăbesc. Am o retenție de apă care m-a dat puțin peste cap. E a doua plajă pe care am făcut-o vara asta, așa mai pe fugă, am venit cu Maria weekendul ăsta să se bucure de mare. Și aici, la tine mă uit. De ce râzi? Nu pot, cu retenția aia de apă, nu pot, efectiv. Dar poate că și eu zic. Spironolactonă, una pe zi și nu mai are retenție de apă. Știi cum o să fie? Ce-i aia? Spironolactonă. Este un medicament. Dar este substanța activă asta pe care ne-ai dat-o acum. Absolut. Se găsește în orice farmacie. Așa. Te duci, putem să iei fără prescripție? O să iei fără prescripție, dar nu trebuie să faci excese, pentru că de multe ori aceste diuretice îți afectează pipoțica. Așa că trebuie într-o să iei câteva zile. Într-aducere liberă la televizor, pipoțica înseamnă... Când avem retenție de apă. Când avem retenție de apă, e indicat să bei din ce în ce mai multă apă ca este să nu indicat se... să bei apă, în primul rând. În primul rând, nu ai apă, corpul tău ce face? Ia apa din țesut și după unde o are și o ține acolo. Dar ai retenție de apă. De cu cât bei mai mult apă, cu atât o să fie mai bine pentru că o elimini. Prin transpirație, prin... și așa, și așa. Și așa. Că vorbeam de anatomie mai devreme, rinichi. Rinichi, păi nu, rinichi normal, funcționează, bun, este ceva normal. Acum să revenim. Băi, fiți serioși, la 52 de ani ai să-i arată super bine, Daniela, really. Dar n-a zis nimeni că n-arată bine. Măi. Chestia cu retenția de apă, asta mă omoară. Așa, bun. Toată lumea, toate domnișoarele din ziua de azi, am retenție de apă. Nu, n-ai retenție de apă, mănânci prost, nu te antrenezi, nu dormi. Nu faci ce trebuie să faci și absolut că ai o burtică, o celulită, o e normal. Nu poți să vii să arunci, să zici am retenție de apă. Nu, dar retenție poate chiar de apă. Are, dar retenția de apă se vede. Vrei să... Unde se vede? Nu o să celulită? Se vadă în celulită retenția de apă, în niciun caz. Retenția de apă se vede atunci când faci pliometrie, iei puțin piele, vezi dacă la degete îți rămâne în același fel. Dacă faci așa, poți să-ți dai seama dacă tu ai băut apă sau nu.
Dacă îți rămâne, dacă îți rămâne pielea asta prinsă aici câteva secunde, înseamnă că ai băut apă sau nu ai băut apă. Ai băut apă, ești hidratată. Te-am văzut mai devreme când ai băut apă. Da, eu cred că... În fine, retenția de apă se cunoaște. Ți se umflă picioarele, ți se fac anumite chestii. Simți așa ca un buretel. Se umflă picioarele. Nu mă, știi cum era până acum? Era, mănânc corect, mă duc la sală. Dar mai am, sunt în acea perioadă, înainte de acea perioadă, și sunt ușor balonată. Nu, ai mâncat ca o vacă. Termină, dar Daniela nu face parte din acea categorie. Păi nu, asta spun, Daniela, nu. Îți spun doar că vorbeam... În continuarea a ce spunea Robert, în altă ordine de idei, noi am văzut-o pe Daniela Gheorghi de câteva ori și aici. A fost și la noi, așa arată este. Foarte și arată bine. Foarte este bine. Una dintre doamnele din showbiz care au dat tonul acestui obicei din a face, în a face mișcare și a mânca sănătos. Să ne aducem aminte că acum niște ani, când lumea nu descoperise fitness-ul, sportul și așa mai departe, ea filma, venea, povestea cum se antrena, era doamna cu pătrățele, să ne amintim. Sigur, anii au trecut, pe oricine se vede, indiferent, doar dacă te duci într-un cabinet și te faci din cap până în picioare, e plastic și nu te mai vede nimeni. Dacă ești om, să mai vede păcolea, păcolea, altfel, trebuie cumva să echilibrăm și să punem pe o parte vârsta, pe o parte felul în care arată și să vedem cum stă treaba. La ea e bine. E bine și vă spun sincer că eu am întâlnit-o de foarte multe ori pe Daniela și arată mult mai bine în realitate decât la TV. Și să ne amintim că ea tot timpul zice, ea niciodată n-a fost mulțumită de felul în care arată. Lasă-mă, tot timpul că arată foarte bine. De aici a plecat și retenția de apă. Este pur și simplu o chestie de care te legi când nu-ți place ceva la tine. Da. Și zici, băi, am retenția. Hai să nu mai găsim nod în papură. Ne luăm la revedere de la Robert Popescu. Revenim cu Florin Burescu, dar până una alta am un material pentru voi. 12 plus una, 12 întrebări puse de colega noastră Mihaela Popescu și a 13-a de la frății. Să fie cu ghinion, haideți să vedem ce a avut de declarat Anisa Sândulache. Anisa. Bună, Anisa! Mulțumesc. Bună, Mihaela! Mulțumesc că ai acceptat invitația. Ce faci? N-aveam cum să nu accept. Mă bucur. Orice invitație de la tine... E primită și e onorată cu drag. Perfect. Am pentru tine 13 întrebări, dar a 13-a este o surpriză. Deci, din partea mea, ai 12 întrebări. Ok. Așa, începem. Când ai mințit ultima dată și cum te-ai simțit? Ieri și m-am simțit foarte bine. Următoarea. Cine aduce banii în casă? Amândoi. Și eu și soțul, la comun, mai mult el, dar orice ban contează. Cine manageriază bugetul? Eu. Rapid! Sunt foarte bună. Am terminat, sunt economist la bază, stau bine cu economiile și mă descurc mai bine decât el. Bun. Ultimul lucru de care ești mândră? Nu cred că am din asta, cred că e un alt sentiment, nu e mândrie. Ce simți? Recunoștință, o satisfacție, bucurie, multă bucurie și liniște. Un om care ți-a schimbat viața? Bunica, bunica mea. Ceva sensibil. Da, da. S-a transformat într-un dor mare, dar ei datorez mult din ceea ce sunt astăzi. Vreau un rezumat în trei cuvinte despre tine. Copilăroasă, loială și mamă. Ce te face fericită? Tot ce nu mă întristează. Ca să spun așa, mă face fericită. Ce dependență ai? Oh. Ca bucurile. Dar rămâne între noi, da? Între noi, prietenii de la Metropola și restul, da. Ce te enervează cel mai mult la tine și vrei să schimbi? Mă atac foarte repede, foarte ușor. Și am o reacție pe măsură, adică e evident că m-am atacat. Ești vulcanică? Doar când mă simt atacată. Uh-huh. În rest, nu. Dar dacă îmi spui ceva, nu știu, te legi de ceva,
imediat îmi face observație sau așa, mă atac și reacționez pe măsură foarte, foarte urât. După aia mă gândesc că o doamnă n-ar fi procedat așa. Și ce vrei să schimbi la tine? Cred că asta. Vreau să fiu mai calmă și să mă gândesc că altele sunt lucrurile importante, nu o remarcă din partea celor din jur. De ce plângi când plângi? Plâng destul de des. Plâng, nu am probleme. Chiar nu am probleme reale și sunt recunoscătoare și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Mă afectează durerea celor din jur. Am teama de a nu pierde ființele dragi. Câteodată sunt copleșită de... Am foarte multe pe cap și obosesc. Intru în cameră, plâng 10 minute fără să mă vadă nimeni și îmi revin. Și plâng și de fericire. Da, când sunt fericită, foarte fericită, eu plâng. Ce te face să te simți nesigură sau vulnerabilă? Persoana de lângă mine uneori mă face să mă simt nesigură sau vulnerabilă, pentru că întotdeauna am avut nevoie de aprecierea ei. Și aici mă refer la soțul meu, la Dragoș. Și dacă în anumite momente nu aud ceea ce aș vrea să aud, că am fost bună, că sunt minunată sau că așa, devin foarte... mă simt o persoană slabă în momentul ăla. Efectiv îmi ia puterea. Funcționez doar cu cuvinte frumoase? Funcționez cu cuvinte frumoase de la el. Da. Adică de la el am nevoie... Dacă el îmi spune într-o zi, nu știu, sub formă de glumă, ai nevoie de un IQ mare ca să faci nu știu ce, știi? Sau cap de pepene în glumă, știi? Reacția mea nu e una... adică o iau foarte personal. Uh-huh. Un sfat pentru tine, cea de acum, pentru Anisa la 20 de ani. Wow! Wow, stați un pic! Distrează-te mai mult. Ah, bun. Da. Eu vreau să-ți mulțumesc. A trecut timpul repede pentru cele 12 întrebări, iar acum am surpriza promisă. Și aceasta a 13-a întrebare. A 13-a întrebare. Bună, Anisa! Întrebarea numărul 13, întrebarea cu ghinion de la frății, este următoarea. Ai pus vreodată banii mai presus decât dragostea? Niciodată, frății. Niciodată. Aș fi avut mulți bani acum, dacă aș fi pus. Au fost ocazii. Pot să trăiesc cu foarte puțin. Da, dar fără dragoste nu pot. Nu. Eu vreau să-ți mulțumesc foarte frumos și ne mai revedem și cu alte ocazii. Eu vă mulțumesc. O pup. Iar noi ne revedem data viitoare. Mulțumim, Mihaela, mulțumim, Anisa, iar alături de noi acum este Florin Burescu. Ce faci, Florine? Mulțumesc, bine. Sunt fresh. Pregătit de weekend. Eu văd și o schimbare la tine, dar vreau să-mi povestești după. Până una alta, dragii mei, vreau să vorbim despre o știre care ține prima pagina ziarelor, o știre tristă, și vorbim despre Benone Sinulescu. Nea Beni se pare că nu se simte bine, iar în acest moment este la spital în stare gravă. Primul care a anunțat acest lucru a fost chiar impresarul lui, care a făcut și un anunț, o rugăminte către media. Și vorbim despre următoarea declarație.
Nea Beni a fost găsit joi inconștient căzut în casă. Cu toate acestea, Benone Sinulescu nu a ajuns la spitalul de urgență, ci în clinica de îngrijiri paliative din apropierea Aradului. O clinică ce nu are condițiile necesare unei evaluări medicale adecvate pentru starea lui medicală din acest moment și unde se așteaptă momentul de final al artistului. O sursă din cadrul clinicii a spus că moartea lui Benone Sinulescu poate interveni oricând în următoarele zile. Vreau să vă rog pe dumneavoastră, ziariștii care atunci când vă uniți puteți muta munții din loc pentru salvarea unei vieți, ajutați-ne să-l salvăm pe Nea Beni. În primul rând, din punctul meu de vedere, a dat în familie. Dar cine este domnul care a făcut această declarație? Impresarul lui Benone Sinulescu. Care e impresarul lui Benone Sinulescu? Îți spun imediat, îl cheamă Ionuț Pavel. Ionuț Pavel, Ionuț, cum l-o chema pe el. Știi cum este, Benone Sinulescu n-a avut niciodată un impresar stabil. Uh-huh. Noi, ca și artiști, colaborăm cu foarte mulți oameni, da, ei se numesc impresari, dar nu e impresarul tău, n-ai un contract semnat cum au cu casele de discuri. Da, exact. Și nu este probabil... direct când aveam nevoie de la o emisiune, asta spun, nu există Benone, un contract între cei doi stabilit. Ci eu cred totuși că s-a grăbit el să vorbească mai mult decât este cazul, a fost informat mai puțin decât ar trebui. Eu cred că a vrut trebuit să se audă în contextul ăsta. Omul mai și... mai fi avut și alți artiști și vrea să-și facă un pic de... Păi nu poți să... Adică eu dacă aș fi familia al Benone Sinulescu, în momentul ăsta aș face urât rău. Adică nu poți să fii tu la să-i... Ce ai scris? Sunt prea diplomați cei din familie, familie încât să... La fel cum a fost și Benone, o viață întreagă și este în continuare, nu stă el să asculte. E urât că, uite, încerci în astfel de momente să te promovezi sau să apar tu ca fiind cine ce. Puteai să vii să dai o declarație destul de reală. Eu sunt ferm convins că nimeni, începând de la cadrele medicale până la familia lui, nu lasă să... Aruncat... din ce în ce mai rău sau aruncat undeva într-o cameră. Eu după de această declarație am înțeles așa, familia lui Benone Sinulescu l-a aruncat într-o clinică de într-un cămin de bătrâni și așteaptă să moară. Eu asta am înțeles din ce a zis, corect? Să fim un pic și logici, că ne dăm seama din prima că nu e adevărat. În primul rând că dacă el ar fi fost inconștient, nu putea fi dus direct la acel cămin sau cum se numește, pentru că cei de acolo anunțau salvare, normal. Nu ia un muribund să-l țină în pat. Apropo de asta și spuneați despre faptul că nu credeți că familia l-ar fi lăsat, vreau să vedem ce a avut de spus soția lui în urma acestor declarații. Și avem așa, în dimineața zilei de joi, 8 iulie 2021, Benone Sinulescu nu a fost găsit inconștient, ci a căzut și nu a dorit să fie internat. Cu toate acestea, locuind singur în casă din localitatea Bârzava, neputând să ridic și din dorința de a nu fi expus într-o situație nefavorabilă imaginii publice, împreună am stabilit să solicităm o ambulanță de la o clinică privată, în care a fost internat temporar și a continuat tratamentul, beneficiind de condiții medicale de calitate. În ziua de sâmbătă, starea de sănătate s-a înrăutățit și în urma discuției cu un alt medic profesor universitar de la Spitalul Județean Arad, pe care îi cunoștea afecțiunile, i-a recomandat o reevaluare în cadrul acestui spital. Clar și la obiect. Mie mi se pare că asta este atitudinea pe care ar fi trebuit să o ia oricine cum este, în condiții declarate. Mi se pare o chestie logică. Trăim în momentul de față, suntem într-o perioadă extrem de ciudată în care în spitalele publice, nu se poate intra, nu poți avea acces la informații atât de ușor cum aveai înainte. Și atunci oamenii au preferat să scoată niște bănuți din buzunar, să meargă la o clinică privată și acolo să se desfășoare totul. Ți-am zis, sunt fern convins că nici medicii și nici cei din familie nu ar face un abuz. Și știi cum e? Când îi judecăm, că vezi, Doamne, ies la televizor și cer ajutor, că să-i plătim, că să... Când nu ne spun nimic pentru că decid să țină lucrurile acolo, în bucătăria lor, iar nu e bine. Dar păi cum e bine, știi? Apare câte unul, câte altul, ca o ciupercuță să mai așează pe o așa, să mai sugă un pic de... Bun, ideea este că oricum cel mai important este ceea ce spun medicii și avem o declarație despre starea de sănătate a lui Benone Sinulescu de la medicul care se ocupă de el și avem așa...
Pacientul deocamdată este stabil. Este încă internat în unitatea sanitară, încă se fac investigații, încă se modifică anumite scheme de tratament. El are mai multe afecțiuni, care știți cum, din cauza vârstei, se tot degradează. În momentul de față, colegii mei, medicii specialiști, nu au pus încă în discuție o intervenție chirurgicală. Se discută doar pentru o intervenție minim invazivă, pentru care să nu fie necesară o anestezie generală. Deci colegii mei se înțeleg cu dânsul. Adică nu-i la nivelul în care să nu ne putem înțelege cu el și noi ne dorim să îi îmbunătățim cât putem de mult starea de sănătate și să-l facem bine. Mai mult mai bine decât poate a venit. Deci, foarte frumos. Suntem ok. Eu îl știu pe Nea Beni de ani de zile. Este un om energic, un om care nu cedează ușor. E atât de puternic, atât psihic cât și fizic, încât cu siguranță nu va ceda. Optimismul și eu sunt convins că el acolo, cât se simte de rău, face haz de necaz și aduce zâmbet oamenilor pe buze. Doamne ajută să fie bine și uite, declarația asta este cea mai importantă și zic eu cea mai îmbucurătoare. Bun, apropo de asta și noi dorim foarte tare lui Benone să fie din ce în ce mai bine și eu mă bucur, uitați că am și aici o imagine, că am avut onoarea să-l cunosc pe domnul Beni, pe Nea Beni, este un om extraordinar, plin de zâmbete și de super, super energie. Nea Beni, noi ne dorim foarte, foarte tare să-ți revii și să fii din ce în ce mai bine și te așteptăm chiar și aici, în platoul nostru Metropola TV. Mergem mai departe și vreau să vorbim despre Bella Hadid. Bella Hadid e îndrăgostită și nu de acum, de demult. Fiți atenți despre ce vorbesc. De curând a postat o poză pe Instagram unde se pare că acest iubit al ei o sărută pătimaș. Nu l-a tăguit, nu nimica, dar presa internațională a aflat exact cine este. Haideți să vedem ce au scris ziarele internaționale. Cei doi s-au întâlnit prin intermediul prietenilor comuni, Kendall Jenner și Fai Cadra, și se pare că au început să iasă fix după ce Bella a pus capăt relației cu The Weeknd. Mark Kalman nu este o prezență foarte activă pe social media, dar nu este deloc străin de lumina reflectoarelor. Mark a lucrat ca asistent la The New York Times, ca director artistic pentru Travis Scott și a cochetat și cu industria fashion-ului, creând logo-uri pentru Made Fashion Week. Cei doi se înțeleg de minune, iar apropiații Bellei știu că aceasta este foarte pretențioasă atunci când vine vorba de partenerii ei. Marc a însoțit-o pe Bella la cele mai recente evenimente la care a fost aceasta, dar nu a vrut să apară împreună cu ea pe covorul roșu, semn că nu simte nevoia de multă atenție din partea presei. Azi, dacă The Weeknd a apărut săptămâna trecută cu... Cu cine a apărut chiar? Cu Angelica. Acum trebuia și domnul să apară... Blurat! Doamna, blurat! Asta da! Asta da! Bun, acum dacă asta, tot... Da. Ați deschis subiectul, deci Bella Hadid, noi dorim foarte tare să fie cu dragoste și să pace. Să fie cu love, mult love. Că uite, dar păl, da, cap, cât s-a plămâni are aciulea la poza. Nu are așa. Acum, dacă mi-ați luat-o înainte, eu zic de brăt asta, de colier. Mergem la rubrica aia care îți place ție tare de tot. Săptămâna trecută nu ți-a plăcut că Bella Hadid, în prima zi de la festivalul de la Cannes, nu a avut sandale. Acum, ce mai ai de spus? Dar de ce stă cu chicioarele așa? De ce stă cu chicioarele? Ai trud în papură, ești culmea. Mă, nu, de bătut nu băteau sandalele. Asta e clar. Nu, dar stă cu chicioarele așa. E o nouă poziție. E o nouă poziție. Au prins o fotografie. A sindromul lui Down. Da. Mă, mie îmi place. Ce să zic, mie da, mi-a plăcut tare. Ce zici tare de colier? Deci mie mi-a plăcut tare mult. Și mie. Femeia este asumată, este frumoasă de pică cerul și pământul. Îmi plac lungimile, îmi plac lărgimile, îmi plac tăieturile, îmi plac accesoriile. Ce să zic, îmi place. Poți să vă zic ce mi-au spus colegii din regie? Trei crin și te rezolvăm și pe tine. Ia uite la ce am zis, că rezolvă cu crengile. Crești, trei rădăcini și te rezolvă și pe tine. Lichen, maică, lichen, lichen. Că tot se poartă. Frumos. Bun, deci ne place Florine, da? Ne place. Îi dăm dau de data asta. Da, categoric, da. Tot, bravo. Hai să mai mergem la o vedetă internațională și vreau să ne spună Florin cum s-a îmbrăcat Rihanna. Ca Ileana. Auzi, da. Ma, e bine. Începem așa. E bine. E da. Bine. Dar eu sunt curios. Ăla e Pampers. Budigăi. Mai, ăla zici că e Pampers, da, apă, dar pune-mi la copt.
ochii lumea că eram... Da, mă, sau iau ăia, ai bătrân, știi, pe sub, că să fie lărguț peste tot. Măi, ăla-i de hârtie, ascultă-mă, colea! Ferească Dumnezeu! Da, mă, fata vine de la piscină, a uitat budicării pe sub. Și-a uitat chiloții pe ea. E îmi plac bine, alea. E alea bine, ce să măi, vreau și eu să-mi fac codițe afro. Am eu pe Ileana, cineva. Lăsați. Dai? Da, serio, dar tu pare foarte mult părinte. Trebuie să mai taie de la nu, asta. Da, nu aici, fix aciulea, vreau și eu să fac. Auzi, să-ți faci alea năclăielile în cap, drodurile. Năclăielile în cap, drodurile. Dreduri, mă! Dreduri! Droduri! Droduri, mă, lasă droduri! Droburi. Lasă așa, cum spun eu că sunt. Mă, asta leșină, dă-i două palme și hai să ne întoarcem la chiloții ăstea care sunt pe parol. Dar eu pe mine. Fii atentă că eu nu știu cum să mă uit. Dar tu ce ai? Ți-ai prins în ușa ceva? Am o criză de râs cu drăburica. Ce are asta? Cu drăburile tale. Adăceți apă, mai. Apă la fată, ca la cu frezoane. Bun, hai să mergem mai departe până mă liniștesc și vreau să ne spună Florin cum s-a îmbrăcat Ana Morodan. Ana Morodan. Bă, fata e un, nu știu cum e, o amestecătură, o combinoțeală, o chiloțeală frumoasă și unică. Ea e fata, n-are nicio treabă cu restul, este ea, e Ana Morodan. Și când ai spus Ana Morodan, ai spus tot. Nu, mie îmi place, ce să zic. Și știi ce îmi place cel mai mult la Ana Morodan? Că folosește lucruri de calitate superioară. De cea mai superioară. Bună calitate, da. Și nici nu mai contează aici. Că mie nu-mi plac ochelarii, dar nu-mi plac mie, că nu-mi plac mie, dar nu că nu-i vine ei bine. Știi? Adică, ce da, să zic? Ana, Ana Morodan este genul de personaj pe care orice îi pune, eu știu unde poartă. Văd stilul Raluca Bădulescu. Nu, e un pic mai pe vintage. E pe vintage, dar e genul care își permite să pună aproape orice așa pe ea. Să le combine cum vrea ea, pentru că... Și își permite inclusiv să meargă cu tocui pe iarbă. Deci ce pe să... Câmp, pe câmp. Au mai mers și alții, lăsați. Dar ce unghii frumoase aveți amândouă. Ai văzut? Și eu. Tu nu mai ai unghie. Măi, Ileana, ce... Stai, mi-am arătat că mi s-a rupt o unghie. Pă bune, să înțeleagă telespectatorul. Tu-ți dai seama ce tragedie. Măi! Să vezi ce unghii fac mâine. Și vreau să vorbim despre Mario Fresh și Alex Velea, care chiar dacă nu se mai înțeleg bine, se pare că se îmbracă aproape la fel. Ia uite, Florine, ce-am cântă la fel, se îmbracă la fel, dansează la fel. Cum nu se mai înțeleg bine? Păi parcă cu ăla nu se înțelegea bine. Nu se mai înțelege și cu Mario? Pe bune, s-a spart Golden Gate. Dar ce am vorbit atâtea săptămâni nu cu el? Nu, mai eu aveam impresie. Nu, mă, eu eram pe Lino. Și Iamna și Mario. Mie îmi pare rău. Se îmbracă. Dacă stai să te uiți în gașca lor, tu se îmbracă la fel. Nu ei doi se îmbracă la fel. Eu am niște costume stilul ăsta. Am ați văzut cu ele. Sunt de purtat și la bărbați, Florine? Sunt de purtat și la bărbați. Cine poate să poarte? Ei doi poate să poarte. Măi, ei doi poate să poarte. Botezatul poate să poarte. Pe mine, dacă mă vezi așa, sunt papagal. Deci n-ai cum, adică știi cum, trebuie să te uiți un pic în oglindă și după aia iar să o ia pe asta mică. Nu o luați... Aduceți-i sărurile, nu luați în, știi, nu luați de bună, adică nu vă îmbrăcați toți ca Alex Velea, că dacă ne-am îmbrăcat toți ca Alex Velea, ar fugi pământul, ar mai veni o corona peste noi. Dacă s-a îmbrăcat Alex Velea bine, hai să vedem dacă și iubita lui Antonia primește și adaul de la noi astăzi, ia să vedem. Mă, nici ochii nu mai îmi plac la Antonia. Mă, dar nu știu ce se întâmplă, frate, cu Antonia. Pe cuvântul meu, eu vreau să zic asta acum. Mie mi se pare că ea are un și-a propus să-și ascundă minunățenia aia pe care a primit-o de la Dumnezeu for free. De ce e mușamaua? Chiar nu mai avem. De ce ești așa, Antonia, maică? De ce? Că ești frumoasă de pici doar dacă ești pe, la 5 jumate de dimineață. De 5 te speli pe ochi cu apă și ai ieșit nu pe geam și s-a închis la bret. M-ai dezamăgit și te iubesc. De mor la tine în corazon. Da, nu-mi place. Bun, rămânem în nu mai are nici fundul, așa vezi? Nu știu ce nu mai are. Are, mă, termină-te că e bombat. Păi de la hainele astea urâte. I s-a floșchit? Ileana, nu mai repet, dacă poate nu s-aude, eu tot sper. Nu pot să nu repet, că bă, eu sunt aciulea Bax. Rămânem în zona de fashion, dar combinat cu TikTok-ul. Și vreau să vorbim despre un filmuleț pe care l-am găsit pe TikTok. Sir Bax. Îl ador. Deci este unul dintre cei mai activi și cei mai iubiți oameni din TikTok și el face niște filmulețe foarte drăguțe pe partea de fashion. I-am scris și mi-a și răspuns, dar nu despre asta este vorba.
până și Putin i-a acceptat challenge-ul. Despre ce vorbesc, fiți atenți. Zic și eu ce am zis mai devreme pe... Nu! Dar dintre ei doi mie îmi place mai mult de Putin. Primul rând că e îmbrăcat, măcar e îmbrăcat mai corect. L-a luat paltonul cu mocasin. Hai că e bun. Ia-l frății acasă. Nu că te s-a îmbrăcat pe... bine. Cum să iei, mă, mocasin cu palton pe tine? Cu trenci, cu ce vrei tu. Ia uite și tu. Glezni nigoale cu paltonul pe tine. Pe unde? Așa, de fapt, se mai ducea... Credeam că se îmbracă bine și chiar mă inspiram și... De la botul lui te inspirai. Ai văzut-o cum a făcut? Fii atentă. Nu, cadru. Nu pot, Cică, eu eram... Fii atentă. Zic, de la botul lui te-a inspirat aia, Cică. Frății, nu ai văzut-o, nu. Mă, Cică, i-a scris. Și ce ți-a răspuns, frății? Nu pot să vă spun. Dar lui Putin i-ai scris? Dar lui Putin i-ai scris? Dar lui Putin i-ai scris? Da, scriam lui Putin, mai aterizat un elicopter pe metropolă. Intra în platou direct ce s-a... Da. Da, deci nu ne-a plăcut de Sir Box, dar ne-a plăcut de Putin. Unde Putin. Dai și unde crapă, noi suntem în emisiune. Bun, hai să mergem mai departe și vreau să vorbim despre Adelina Pestrițu și moda pe care a dat-o ea, și anume moda bunelor maniere. Haideți să vedem ce a postat ieri pe Instagram. Da, o moda. Mă, dar ce-a vrut ea să ne arate acolo? Că a parcat aiurea sau că a parcat pe un loc nepermis? Că a parcat bine la... Că, nu, că a parcat, pe un loc nepermis, da. Și nu a parcat prost, nici corect. Da. Iar cu rochița... Aia da, vreau să vorbim, Florine, de ceas. Niciodată la o ținută elegantă nu se poartă ceas. Eu nu sunt de acord și tare curios aș fi să ne mai spună Adina, dar uite, o să o sun personal și o să o întreb, pentru că eu nu accept nici la bărbați ceasul atunci când vine vorba de costum. În momentul în care ți-ai luat o cămașă cu butoni superbi, bă, acel ceas nu-și prea mai are rost. S-a adus tot farmicul acelor... Ceas de valoare! Lasă-l acolo de valoare! Că dacă ai un costum de calitate, ai dat valoare... Pentru toată, îmi place. Și ți-am zis, așa cum știe să vândă extraordinar de bine toate rahaturile turcești pe internet, știe să facă și un content, uite, foarte, foarte bun și deținut minte. Pentru că, uite, din 10.000 de oameni, dacă aplică 10, e un pas către o evoluție bună. Îmi place, bravo Adelinita. Ne place și ne place că ne învață și numai mașina, și numai lucruri bune. Și trebuie să recunosc că până și eu mă uit și abia aștept să văd ce mai postează. Pentru că da, mă inspiră și îmi place foarte mult. Florine, Leana, vă mulțumesc foarte mult. Și noi mulțumim. Și noi, dragii mei, am ajuns la final. Nu uitați că vă aștept pe contul meu de Instagram, frății.andreea, acolo unde vă aștept să-mi dați câte o părere, câte un comentariu. Poate voi ați aflat ceva ce eu nu am aflat încă. Am o veste proastă pentru voi, frății, nu va mai fi vinerea viitoare de la ora 11 și asta pentru că am o surpriză pentru voi. Frății se transformă în Frății Well de luni până vineri, de la 14 la ora 16, acolo unde vă aștept. Cu vești despre vedete, ce mai fac ele prin călătorii, cu sfaturi de la specialiști din diferite domenii, vorbim despre ce ne recomandă cei medici, despre ce ne recomandă meteorologi, despre știri, dar nu vă mai spun mai multe, vă aștept luni de la ora 14 pe Metropola TV, pentru că începe o super emisiune de vară. Frății Well, vă pup! Ne vedem luni!